La nicio o lună distanță de la organizarea Final forului ului Cupei României la basket feminin, Târgoviște ar putea găzdui o competiție în care nu este implicată. Federația Română de Hambal a anunțat echipele participante că turneul final al Cupei României la feminin va avea loc în municipiul Dâmbovițean. Știrea a făcut în conjurul site-urilor de profil în ultimele zile, iar informația a fost confirmată pentru MDI TV de surse federale. Așa știu și eu, dar să vedem că încă nu s-au făcut 100% uh -huh. și... Încă mai sunt nici probleme organizatorice de rezolvat. MDI TV a încercat să preia o poziție oficială și din partea directorului de GST Dâmbovița, Claudiu Mănescu. Șeful polivalentei nu a dorit să comenteze prea mult pe marginea subiectului, lăsând impresia că ostilitățile se derulează peste capul său și că este ultimul consultat când vine vorba despre activități programate în sala sporturilor. Nu știu eu, nu știu. La direcție nu a sosit nimic. Parcă la Consiliul Județean am auzit ceva, dar la direcție vă spun sigur că nu. A bășbăit Mănescu, omul care a transformat premiera sportivilor de Boviceni într-un fiasco total. Este însă greu de crezut că un for serios, precum o federație națională, nu ar comunica direct cu proprietarul unei sări în ceea ce privește disponibilitatea unei arene. Cum încă de la instalare, Claudiu Mănescu s-a văzut depășit de situație, există și varianta ca directorul să nu fie consultat și să afle din presă ce urmează să aibă loc în propria ei bază. Și se mai naște o întrebare. De ce a insistat Târgoviștea să găzduiască un turneu final la handball, atâta vreme că nu ar avea nicio reprezentantă în competiție?